Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Da, după cum vedeți, ne-am întors pe 5M, sunt pe serverul Infinity. Vă aștept și pe voi număr cât mai mare. Bă, acum eu, gen, știți că ce a fost pe mapele celelalte. Nu, pe mapele, pe serverele celelalte. Locațiile. Așa că m-am gândit în felul următor. Am văzut pe aici o locație destul de ciudată și am impresia că aici e de plantație, știi? Și vreau să mă duc, un exemplu, să încep și eu ceva ilegal, adică totuși bani trebuie tot timpul. Nu știu ce aia din spate, nu mă întrebați. Bă, eu ajung imediat, dar am înțeles. Ce să fac? Ia, am găsit pe locația asta, erau două băieți pe aici care nu știam ce cu ei. Și chiar nu ești pentru nimeni? Nu, singur. Vreau să fac și eu niște bani, nu știu ce e aici. Colegul Ian cătușează. Am înțeles. Ok, imediat. E neapărat sau... Ia, întoarce, pune-te cu fata la aripa mașinii, la rata din față. Așa. Băieți, am... ce flori, e chiar nevoie sau... Nu e nevoie. Da. Am înțeles. Nu pleca de lângă mașină. Nu plec, stai niște, nu plec. Ia, intră mașina. Nu, bă. Pun și mie cineva centură. Mai greu un pic. Îți spun eu centura acum. Mai greu un pic, bă. Vezi că am pistolul pe tine, o mișcare bruscă și e belită. Și așa îmi tremură cioaca în pantalon dacă mă... Dacă mă înțelegi. Nu știu dacă mai merge să mai pui. Mă dă mașina mea, măcar să o închid, doar și vechea sau... Nimic, e clar. Bă, nu știu ce e pe aici, adică... Aoleu, băieții... Da, a fost cineva înainte care a stregat un pic rol pe eu și... Na. Vă sunt pe serverul Infinit, o să pun și în descriere, vă aștept și pe voi. Și pe de care, de acum aici o să jucăm, cât de mult, o să vedeți care toată faza. Așa că, da, să nu uitați de butonul de subscribe și de like. Gen, de început, da, se înțelege, sunt mulți bani și mai departe, dar e ok, stai liniștit, dacă faci cumva față să te bagi într-o mafie sau așa mai departe, e ok, hai revenim. Dar și unde mă duceți, domnul? O să vezi unde te ducem, aștept. Mai bine nu întrebam. Bă, sper că nu e ultima zi din viața mea acum. Vedem ce face. Un spoiler? Alo, un spoiler? Mai trăiesc sau? Sper să nu mai găsim pe cineva pe drum, sau chiar pe aia. Da, am făcut băieții, nu știu dacă am... Cred că am apucat un pic să editez și... Mă rog, o să pun... Chiar la început, un moment acolo, un pic ca funny, să vedeți ce s-a întâmplat. Mă rog, pot să fie plus 18, nu fac pe episoade, să ne înțelegem, pentru copii. E, că tu, pun exemplu, ai plus 18 și... Mă rog, da, plus 18 plus la, pus la canal și poți să urmărești alte streamuri și așa mai departe. Asta e alegerea ta, nu e alegerea mea. Așa că hai să vedem pe unde vrea să ne ducă băieții, din câte am văzut o milă și ceva, e destul de nebunea, mamă, zici că m-am pus aici, m-am plantat ăștia aici, ești nebun, adică să mă ferească Dumnezeu, și fulei, ai un par cu apă la tine, că mi-e sete. Eu acum conduc, în spate, sau nu știu cine în spate, că nu văd nimic. Îți dau imediat. Noi, mersi frumos. Îți dau apă. Mersi frumos. Mă, bătă, tata, unde merg, bă? Uite aici. Mersi frumos. Vezi să nu lăneci. Dacă te grăbi, ce vrei să-ți fac? Nu mai am nevoie. Mersi. Unde mă duc, mă? Bă! Ok. Ce se întâmplă aici? Bă, oricum locația e destul de faină, să fim sinceri.
Știți, oricum, mulți dintre voi locați au stat bine de pe alte servere, ținând cont. Mă bate totul la are mare ca la el în mână și bă. Imediat. Colegul, deschide ușa. Ce care ăla cu negru? Ce-o făcut ăla, mă, și-o vopsit acau? Ești încet. Ajută-mă dacă te rog. Hai că te îl ajut eu. Stai un pic, acum îl iau. Da, nu pot. Stai un pic. Da, bă, să te ajut un pic. Mi-e frică să mă dau jos din cauza ceturii, dar știi tu. Mersi. Da, poftim. Mă duc după voi sau ce fac? Da, boss. Am înțeles. Alo, parcă e... Bă, să moară Gibran, asta e mai păzit ca... Ca președintele. Ce faceți băieți cu ăsta? Bă, da. Asta e capitan, nu? A, că s-o răspuns. Eu dau mare sin la băiat, adică... Mergi. Scuză, măi! Mă, gănesc atât. Ce fac ăștia, mă? Hai, că am înțeles. Așa. Nu știu, dar eu oricum e faină casa. Cred că ultima zi din viața mea, adică... Zic și eu, nu? What the fuck? Oh, salut băieți, ce ați adus aici? Unde l-ați găsit pe băiat? L-am găsit că nu era nimănui, nu i-a zis doar că știa că a venit dintr-o dată, nu? La câmpul de droage, nu? Da, boss. Da. Ce a căutat domnule acolo la câmp? Ba, mi-a rămas moștenirea de la bunici. Știi că e zona noastră? Nu. Nu știai. Mi-a rămas moștenirea de la bunici? Se poate găsesc cu asta sau? Acolo nu prea cred. Da, nici bunicul nu cream că se ocupă cu chestii legale, dar ok. Da. E cam zona noastră. Noi suntem o organizație. Am înțeles. Da, mă scuzați, băieți. Sunteți un muncitor bun acolo? Munciți din greu ce faceți acolo? Îmi place să dau cu sapa, dar în rest... Aha. E chestii ilegale, nu? Bat food, cam așa de cu sudă, dacă vrei. Aha, am înțeles. Îmi place. Mai bine n-aș vorbi așa în cătușa de aia, ați făcut. Nu, îmi place caracterul dumneavoastră. Nu știu, mie nu-mi place arba pe care o ții în mână, dar... Lasă acolo. Da. Deci, faci parte dintr-o organizație, ceva? Nu, șefule, sunt singur, eu și părul meu. Am înțeles. Și painele de pe mine, că nici buletin am nici, mă. Am înțeles. Și n-ai vrea tu să faci parte așa într-o organizație? Ar vrea, de. Nu prea găsești, nu? Numai nu-mi dați glunțul în cap, adică... Nu, stai... Stai, bo, stai! Dă o pere mai încolo. Avem nevoie de o săgeată în organizația noastră, nu știu dacă... Dar de aia care să nu ne torne la poliție. Ești prieten cu polițiștii? Dar ce, ești cu mine? Nu, dar am întrebat. Băi, nu-s. Nu ne torni. Nu ne torni la poliție. Efectiv, vă văd persoane fizice, deci nu pot să vă torn, dar nu. Bun. Da, scuze-mă, am un echiu mai mare. Ai vrea... Poate te văd de asta, șeful. Poftim? Cine poate dovedi asta? Dumnezeu. Cum ne poate sau ce ne poate? Dumnezeu. El mi-e martor. Cu ce ți-e martor? Că nu vă torn. Aha. Să-l întrebăm pe Dumnezeu sau ce să facem? Da, eu știu. Dacă știi să-l aduci din cer, poți să-l întrebi. Băieți, rămâneți unul aici cu el să nu fugă. Fugi mă de aici dacă te lăsăm. Nu fugi. Unul să rămână aici cu el. Așa, unul să rămână aici cu el, frumos, și restul, haideți că vreau să vă întreb ceva. Asta care stai pe scaun, rămâi cu el. Poți să mă pun jos, șefule?
Rămân eu cu tine, poți să stai jos. Mersi, nu doar picioarele, am schizofrenie. Eu o tentă, eu aș mai avea încă cătușele pe mână, dar na. Bine, gen, îți dai să mă aștept cu mască pe față, eu Batman-ul din fundul curții. Îți dai seama că eu pultă-mă boschetar pe orașul ăsta și... ne. Da, m-am găsit Uber, nu mă judecați. Astea sunt joburile pe care le-am găsit. De, ce să fac? Ai ceva cuțit la tine, pistol? N-am nimic, șefule, ți-am desfăcut și hainele mele. Bine, nici placu-mi cu apă, că mi-a dat colegul tău, cred că, sau chiar tu mi-ai dat. Cât tare se teme fără în mașină. Nu por, nu por după mine, nu sunt cuțetar, nu... E ok, las. Atâta că trebuie bani, vezi tu. Am o tentă de a-mi cumpăra o casă și trebuie să disperă după bani. Bine, și datoriile pe la ușă, dar eu vreau să-mi iau casă înainte, știi? Da, am înțeles, vedem cum facem și... Nu, ne ajută. Bă, mai bine fără glunț în cap, adică... Știi ce zic? Înțeleg. Că... Măcar dacă înainte lăsați-mi să mă împlin și eu la trei dorințe. Bă, dar mult vorbesc că... Destul de mult ești, mă. Bă, hai mă să pună și eu un pic pecurile astea, că e seara, să nu se mai vede nimic, ești, mă. Bă, nu știu. Nu știu ce o să fie, nu știu. Posibil nu mai știu nimic. Gândiți-vă că e nebunelă. Voi ați văzut unde a fost la început. De acolo te ia. Te-a dus aici. Vrea de asta bage și caută oameni. Nu știu, frate. Deci sunt multe semne de întrebare, știi? Cam aia e toată ideea. Opa, asta e că vin. Dar am văzut că ești mai credincios așa. Eu nu. Sunt cu Satana, nu știu că ține el cu mine. Înțeles. Hai că... Bun. Am decis următoarele chestii. În următoarea săptămână... Da? Da. Ne aduci de acolo, de la câmpul de plantație, 10 PCP-uri. Ce înseamnă alea? Mi sunt niște droguri, doamne. Dacă tot ați zis acolo, cum nu știi? Cum să nu știți, doamne? O prima dată. Aha, bun. PCP-uri. Iarbă. Câte bucăți să aducă? 20, care sunt mai ușor de făcut. 20 de bucăți de iarbă, dacă le pune acolo într-un sac, nu-i problemă. Heroină. Cât? Câte siringi de alea să ne le injectăm în noi să ne simțim bine? Vreo 10 heroină. Da. Cocaină, da, să tragem pe nas așa frumos. Cocaină, da, 30 pe acolo. 15 ajung. Și LSD, vreo 5. Alea sunt mai grele. Eu zic că se fac și alea ușor, eu zic încă 10 de alea. Plus că nu ne ajung alea atâți. Da, ai dreptate, de 10. Bun, o să trec pun haiețel. Ești de acord, domnule, să faci chestia asta, să ne aduci nouă? Am un cotor când stă ăsta cu arma spre mine. Da, asta e adevărat. Numai să mă învăța să mă fac, adică... Da, o să te învețe domnul... Hârtie e ca hârtie, dar știi cum cheamă până. Da, o să-ți trec eu un pic, o să-ți trec acolo pe un bilețel, da? De... Și metoda cum să-l facă, nu? Bun. Băiatul ăsta, colegul cu masca până la nas, de-aia mai așa, mai... Da, boss. Tu te adumi un carnețel. 1, 2, 3... L-am acolo, adum tu atunci un carnețel, l-am acolo în bucătărie. Toți, las arma, toți l-au până aici. Nu știu către cine s-a putut fi referi aici. Care îmi ține un pic arma, băieți? Care poate să-mi ține un pic arma asta, să-i o bag acolo în ghiozdan? Ia ăsta, băiat. Pune o frate pe care. Stai, întoarce-te să o bag acolo în ghiozdan. Zic și eu. Stai așa.
Băi, eu tac, adică... Perfect, să-mi aducă carnețelul. E grea arma, e? E grea. E, e, da. Bun. Se merită. Normal. Îți dau ăsta și... Da, du-l aici. Și ai un pix. Nu, sau, îți aduc și un pix, nu? Da, da. Așa, adu-mi și un pix, te rog. Bă, joacă bine. Ce lider, uite, are paltonul pe el, what the fuck? Așa, stați, așa, că luci și pixul colegul și trec aici frumos, să nu pierzi hârtia asta, că... O țin cu dinții. Da. Ți-am zis, cum mai repet, am bacau către capul meu. Trebuie să, cred că o să mut toată viitoare web-ul pe chat, că prea... Nu prea-mi place cum se vede. Da, pic, stai, stai așa. Crezi că ți-l lasă aici frumos. Deci da. Ok, stai așa. Perfect. Stai așa. Eu gen fac așa că nu, trebuie să tac, dar... Dacă nu mai spune și eu destul de multe, dar nu. Bine, bine, mă bagi la auto, dar câți bani îmi dai? Că... Așa... Cocaină 15... Oh. PSD 10... Chiar asta am vrut să zic. Bă, ICP, da. 20... Important e să-ți crezi PSD-ul 20... Pe România. Perfect. Stai așa să... Să-ți dau asta. Ți-l bag, unde ți-l bag? În buzunar acolo, stai așa. La dinți, la dinți. Că după aia mi-e pune pe frunte. Unde ce bag? La dinți, la dinți. La dinți. Ia stai, dă gura aici. Dă-mi-l aici. Așa. Perfect. Bun. Deci în următoarea zi, săptămână, pardon, că na, poate... Dacă ești dispus în următoarea zi, cât mai repede, atât mai bine, că noi avem nevoie, știi? Bun. Scoate-ți unul, stai să-i scot faia, că nu poți să vorbesc așa. Pune aici, lângă el, sau pune până așa. Ce-o ia, pleacă. Gata, așa. Deci, după cum am spus, în următoarea zi sau săptămână, dumneavoastră alegeți. Depinde cât de repede aveți dumneavoastră nevoie de... În următoarea zi avem noi nevoie, dar noi v-am dat un termen puțin mai lung, ca să nu spuneți că suntem așa. Nu pot să vă sun mai târziu, sau... Bun. Deci în următoarea zi, da? Poate și suna, adică... Da. Perfect. Ne auzim. Vă puteți ridica? Sper să nu ziceți nimic poliției. Nu spun șefule, nu spun. Dacă am auzit ceva, cu ea pile pe acolo prin poliție, să știi. Știu, nu spun, jur. Bun, și dacă am aflat ceva, îți prieten bun cu chestorul. Prieten și foarte el bun. Cu tine. Dacă am aflat cea de la el, te ți s-o dus viața. Am înțeles ce vreau, da. Bine. Care dracu-i? Mă rog eu să verific. Colegii, doi mergeți, doi fugiți afară, repede. Nu lăsa să plece pe ăla. Bun, scol. Nu lăsa să plece, orice ar fi. Foc liber, foc liber, foc liber în el. Să mă bată toată cecul ăla. Da. Bine. Vezi, dacă ne trădezi, pățești și tu cum pățești băiatul de afară. Nu. Nici gând în așa ceva. Ne-am scoate și mie ceva cătușile, că deja... O să-i le scot eu, întoarce-te. Mersi frumos. Fuu, ce bine acum. Perfect. Haide. Trebuie să mă îmbrac cumva sau așa? Da, o să te îmbraci. Apropo, trebuie să am masca acolo în zona aia de... Dar ar trebui să ai, că dacă vine cineva, tu trebuie să te aperi, să înțelegi.
cu mască, știi ce zic? Da, mă duc și aluc cu mască după el, înțeleg, da. Bun. Poate te denunță la poliție, știi? Și de aia să nu știe cum arăți. Să mă denunțe. Bă, fie vorba între bărbați, știi? Da, da, da. Bun, deci te îmbraci. Să zic ce organizație suntem, să nu zic. E alegerea ta, șefule, mea. Pff, suntem... În momentan am destul încredere, mai bine mai aștept un pic. Să văd ce zice domnul Chestor. Că... Pot să plec, să încep lucrul. Da, vii cu mine. Colegii, haideți. Ok. În loc să stau să mă duc, da. Vrei o prăjitură? Nu, mulțumesc, nu mi-e foame, încă deocamdată nu. Că am făcut un pic poftie după dumneavoastră. Du-te, șefule, că... Du-te. Păi, hai și tu, hai și tu. Rămâne, hai. Am crezut că scap un pic. Bun. Aduc eu o mașină din spate? Nu, că așa domnul mașina care aici un garaj. Poate. Cum? Are un garaj pe aici. Cred. Aveți... Poftim. Aveți o mașină pe aici, domnule? Mașina mi-a lăsat acolo înapoi unde m-ați răpit. Am înțeles. Cu aia scoateți o mașină. Repede. Cum? Scoateți o mașină repede. Desigur. Bă, ți-e ține destul de mult episodul ăsta, dar după o să vină live. Cine e ăsta? Cum? E de-a nostru? Da. Este așa. E de-a nostru. Am... Bă. Am vrut de răsar pe el. Urcă-te cu colegul și te duce la un magazin de haine. Bun, s-a înțeles. Ai bani de haine, nu? Am atâția bani la mine, da. Perfect. Șeful a rezolvat pe ăla. Da? Da, e mort. Perfect. Da. Bun, băieți, aici o să opresc și eu episodul, ne auzim data viitoare. Acum o să mă duc și o să mă îmbrac și poate e posibil pe mâine să vedeți un livestream. Acum vedem care e toată ideea. Așa că nu uitați butonul ăla de like și ne auzim pe mâine. Pa, pa!